ziua! Mă numesc Doina și am 3 copilași. Și în perioada de moment e foarte greu să te descurci cu alimentarea pentru copii și cu hăinuță și cu tot. Și am apelat la dumneavoastră măcar pentru un mânt de ajutor, că cât de cât măcar să-i pot să-i întrețin alea cu timp până mai primesc eu ca niște hăinuți, niște producte pentru dânsă, că ei sunt mici și ei nu știu când ai, când n-ai. Și am crescut 5 la părinți, am trecut prin multe, câteodată nici nu avem în casă, nici de pâine, nici de una, nici de alta. Și tata se mai duce la lucru, mai face câte un călâm, mai face mama tot, noi ședem acasă, se mai duce pe deal. Câteodată nici de lumină nu avem, așa tare greu ne-a fost. Am trecut prin multe, când și probleme și prin așa. Și cu ajutorul Domnului ne descurcăm și mergem înainte. Facem. Trebuie să-i creștem, trebuie să avem grijă de dânșii. Cu soțul am avut niște probleme și la moment nu-i. Și de-am o copilașă și cresc eu singurică. Îmi bat eu capul și de mâncare, și de hăinuță, trec prin toate greutățile. Așa-i, datorii pe la magazin, câteodată nici de lumină, nici ce să facem. Ne mai împrumutăm, ne mai ajută și ne poate. Oamenii din sat, da. Pe la magazin mai luăm pe datorii și o dăm înapoi. Că să lucrez nu pot, sunt în gură acasă și atât copilașii, am grijă de dânșii. Fetița de-am aștept ca să duc la grădiniță, că mi-e foarte greu. Este micuța are luni de zile, băițelul are o an jumătate. Și câteodată nici nu dovedesc ca să-i hrănesc, să-i am grijă de toți trei, dar mai am sora și mă mai ajută pe lângă mine. Părinții s-au dus acum pe ciuhotare, tot că lor le-i greu și au o săptămână de când s-au dus. Și frații tot i-au lăsat cu mine, sora și încă doi frați, tot pe mine. Și am trebuit să bat capul și de eșlans până părinții pe ciuhotare, că acasă șadă e foarte greu și mie, și lora. Și s-a dus poate, măcar cât de cât ei ori face și așa. Casa am luat tot pe copilaș am primit, cât a mai fost tot pe ciuhotare, a fost tot bine, am mai trimat și el și am răsplătit-o și că cu ajutorul Domnului avem și căsuța noastră. Nu umblăm pe drumuri, dar din partea la lucru, la alimentare, e foarte greu acum și singură. Și așa, ne mai ajută oamenii din sat, pe datorii mai luăm. Nimic, tot greu mi-a fost, părinții tot nu aveau de lucru, nu aveau unii să ducă și tot. Acolo, de mamuia măcar pe ciuhotare s-au mai dus, mă lucrează câteva timp și m-au ajutat poate și pe mine. Și așa. Ia că v-am apelat dumneavoastră, zic, poate măcar la dumneavoastră, măcar un ajutor, măcar cât de cât, măcar o leacă, dar tot măcar o lecție de să încep mai ușor. Și mulțumesc Dumnezeu, chiar m-am rugat foarte mult să veniți, v-am așteptat foarte mult, că într-adevăr nu am și mie greu. Și mulțumesc Dumnezeu că ați venit și la noi și aveți grijă de fiecare și pentru drumul ăsta, că e tot greu și tot îi mulțumesc mult din suflet dumneavoastră. Și mamă, dacă nu greșesc, ai scris încă anul trecut după ajutor, nu? Da, am scris foarte de mult. Încă îmi pare că în iarnă era și tot mai intra și o vară de-a mea și vedea cât e greu și tot mai scrie și ei din când în când. Da, am zis, las, poate domnul e mare și ajunge. Da, dar noi am fost de 2 ore în satul tău, tu nu răspundeai la telefon. La mine fetița,
o scăpat telefonul în apă și l-am dat la reparații și de-amă ce să fac, nu putem. Vezi că noi nu știm, sunteți în sat, sunteți plecată și nu putem să ne permitem ca să vă căutăm prin sat. Oamenii se schimbă cu locul, se schimbă cu telefoanele și noi deja când suntem siguri ca să răspuns, noi venim. Da, noi am fost, dar n-am avut și telefon n-am avut, dar dacă ați venit acum, sunt foarte bucuroasă și pentru copilaș, și pentru că ați ajuns la noi. Așa-i văduza. Da, le-a spus la copii că venim. Alu fetiță i-am spus că băițelul încă nu prea grește, dar fetița înțelege și ei spun că ați venit aici să duc cu bani, să duc, e așa bucuroasă, mani, să duc. Bun, noi vă invităm atunci la microbuz, ca copiii deja să se culce și să doarmă. Descărcăm totul, mulțumim Domnul și am plecat mai departe, da? Da, vă mulțumesc frumos, să ajungeți și la alte familii care șede și vă așteaptă și într-adevăr e foarte greu. Și pentru drumul ăsta care îl faceți dumneavoastră, tot e greu pentru fiecare, vă mulțumesc frumos din suflet. Mamă, să te rogi și pentru acei frați, surori, prieteni care au întins o mână de ajutor, ca Domnul să-i binecuvânteze. Mulțumesc la toți pentru care ne-au trimis o mână de ajutor și pentru rugăciunile voastre și pentru tot. Vă mulțumesc din suflet, sunt foarte mulțumit și tare bucuroasă că ați ajuns la noi și Domnul să o păzească și pe voi și pe toți care ne-au ajutat. Acolo este ceva încălțăminte, dacă ceva merge pentru copii, poți să-ți alegi. Bine, hai să mergem la microbus. Bine, mulțumesc frumos. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeul tău. Vei fi binecuvântat în cetate, la câmp, pânticile tău, pământul tău, turmile tale, coșta și postava. Vei fi binecuvântat la venire și la plecare. Domnul îți va da biruință supra vrăjmașului tăi. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. În momentul în care vei avea în inima ta acest lucru extraordinar, numit dragoste, și vei simți adâncime, încântarea și extazul ei, vei descoperi că lumea poate să fie transformată prin bine pentru tine. Vei realiza când vei privi înapoi asupra vieții tale că momentele în care ai trăit cu adevărat sunt acelea în care ai făcut lucruri în spiritul dragostei, prin bunătate pentru alții. Mulțumesc, Domnul, pentru darurile astea, mulțumesc pentru cartofi, mulțumesc pentru ceapă, mulțumesc pentru tot, pentru că produsele astea îți hrănesc copilașii mult timp și copilașii mei o să fie sătuli. Și mulțumesc, m-am rugat într-adevăr și Domnul are grijă de fiecare om, de fiecare copilaș și îi mulțumesc din suflet și mă rog pentru dânsul ca pentru fiecare om să aibă grijă. Îi mulțumesc din suflet. Mulțumesc la frață care m-a întins o mână de ajutor și m-a ajutat cu haine, cu produse, cu jucării. Îi mulțumesc din suflet pentru tot. Și Domnul să vă binecuvânteze și ajungeți și la alți oameni. Și mulțumesc din suflet pentru cei care nu m-au lăsat să copilașii mei în depărtare. Au avut grijă de mine și de copii.
Mulțumesc lui Domnul foarte mult, mulțumesc pentru tot. Și vouă drum bun, să ajungeți și pe la alți oameni și o zi bună. La revedere! Domnul la revedere. Să vă binecuvânteze cu Domnul și multă pace! Da, Domnul să aibă grijă de tot. Mama a decedat, peste 10 luni a decedat și tata. Am un frate la Echimauț, nu cam precu dânsul mă adresez, cel de la Horodiști tot așa. De bine să ne auzim, dragi prieteni, frați și sorori, căci noi toți suntem pământeni între sfinși și flori. Dintre toate surorile mele, eu sunt sora cea mai săracă, care la mama noastră bătrână deseori facem clacă. 50 de sorori la numără suntem, împreună multe ce putem. Mama pe toate ne iubește, însă împarte bogăția după cum ea voiește. Pentru că suntem o soră sărmană cu suflete afectate, ne-am fi vândut ca rob surorile noastre mai bogate și mai răsfățate. El ne-a spus, dacă vrem să ne hrănească cu pâine, trebuie să uităm de limbă și obiceiurile bune. Încet cu încet am învățat și limbile surorilor răsfățate și cu păreri de rău am și uitat obiceiurile noastre aromate. Obiceiurile noastre bune au fost, căci sărăcia ne-a învățat omenia, dibăcia, dărnicia, hărnicia. Sărăcia ne-a și curățit de fățărnicie, căci prin sărăcie ne-am apropiat de veșnicie, căci la Dumnezeu după pâine am strigat și El din cer ne-a ascultat. Dar mai apoi, atât de mult ne-am încurcat, căci nici nu știm care este limba noastră de stat. Toate limbile le-am învățat și la noastră noi am renunțat. Într-o zi, surorile noastre vecine și bogate au început un război rece de moarte. De frică să nu-și piardă viața, la noi nu agrad, au dat busna des dimineață. Și noi când am văzut că avem oaspeți nepoftiți, i-am întâlnit cu lapte și biscuiți. Casa mare de culcat le-am dat, iar noi în pod ne-am urcat și ne-am culcat. Noi de bucurie mare am și făcut sărbătoare, căci până acum nimeni nu ne-a vizitat și toți singuri săraci am stat. Frate, unde nu te duce? Nu-ți uita țara și ce cruce duce. Nu-ți uita limba și părinții, căci sunt pentru tine mai scump ca sfinții. Eu sunt sora cea mai săracă, pentru celelalte sorori sunt de dacă, dar nu uita că doar acasă te poți răsfăța. Aici dragostea și alinare poți găsi, prietenii și părinții cu bucurie te vor primi, căci numele acestui surori sărace este Moldova mea plină de pace. Ajută un bătrân, o familie, un copil. Ha ha ha!